Socialiștii și comuniștii nu vor ca diaspora să voteze. Dodon este deja o lecuță farmacist. Moldovenii își vând rinichii din cauza sărăciei. Ucraina îi dă cu sare în ochi Rusiei. Iar în Belarus vor să-i bage la închisoare pe fiecare dintre cei care protestează împotriva lui Lukashenko. Acestea sunt doar câteva dintre temele care mi-au atras atenția în ultima perioadă. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben, iar astăzi analizez subiectiv mai multe noutăți din țară și de peste hotare. Apreciați și distribuiți acest video și foc la ghete! Comisia Electorală Centrală, deși avea avizul Ministerului de Externe pentru deschiderea a 191 de secții de vot pentru moldovenii de peste hotare, a stabilit deschiderea a doar 139 de secții. Mai multe partide s-au revoltat, au contestat decizia la Curtea de Apel și au protestat în fața CEC-ului. Peste câteva zile, membrii comisiei cică se răzgândesc și decid să majoreze numărul secțiilor de vot de la 139 la 146. Iar acest lucru la fel a nemulțumit concurenții electorali, care insistă pe cel puțin 190 de secții. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a subliniat că dispune de tot necesarul pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate în 191 de secții de votare peste hotare. Mai mult chiar, și guvernul, format preponderent din miniștri numiți de Dodon, s-a arătat nedumerit de decizia comisiei. Și acum apare întrebarea logică. De ce CEC nu dorește să majoreze numărul de secții de vot pentru moldovenii de peste hotare? În schimb, a stabilit deschiderea a două secții în orașul Bender, unde autoritățile constituționale de la Chișinău nu pot controla procesul de vot. Răspunsul este clar. Socialiștii și comuniștii se tem de votul moldovenilor din diasporă și fac tot posibilul să fie acolo cât mai puține secții. Datorită celor din diasporă, Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă mulți n-au avut posibilitatea să voteze, la fel din cauza numărului mic de secții și a buletinelor de vot. Vă imaginați ce rezultat rușinos ar obține acum Dodon și Voronin dacă diaspora ar putea vota masiv la alegerile de 11 iulie? Posibil când voi publica acest video, judecătorii de la Curtea de Apel se vor expune referitor la contestațiile depuse de concurenții electorali. Eu contez doar că justiția, încet încet, va începe a opune rezistența influențelor politice și va lua decizii în favoarea poporului. Totodată vin cu un apel la concetățenii noștri de peste hotare. Dacă aveți posibilitatea, luați-vă concediu în perioada alegerilor și veniți acasă să votați. Pe lângă faptul că îi puteți vedea pe cei dragi după o lungă perioadă de restricții din cauza pandemiei, mai și puteți contribui cu votul vostru la schimbarea situației din țară. Politicienii care ne-au trădat, ne-au furat, ne-au vândut și acum ne manipulează la greu, trebuie să plece de la putere și să fie trași la răspundere. Recent am auzit o informație îngrozitoare. Mai mulți moldoveni și ucraineni și-au vândut rinichii pentru cetățeni din Germania, Israel, Oman sau Japonia. Operațiile aveau loc în Bulgaria, unde transplanturile se făceau ilegal. Vânzarea de organe este ilegală. Moldovenii și ucrainenii, dar și beneficiarii, erau înregistrați cu acte false, fiind prezentați ca rude, unchi și nepoți. Donarea de organe în Bulgaria este permisă doar între rude. Potrivit datelor, în ultimii 2 ani au fost efectuate 14 transplanturi de rinichi de la donatori vii. Eu nu pot să-mi imaginez în ce situație grea se poate pomeni un om care alege să-și vândă un organ. Nu judec pe nimeni nici de cum. Cei care și-au vândut organele erau mânați de viața grea și de sărăcie, iar cei care le procurau ilegal încercau să scape de moarte. Dar mie mi este rușine de țara în care trăim, dacă oamenii ajung să-și pună sănătatea și viața în pericol pentru a câștiga niște bani. Poate unii își doresc o casă a lor și nu au găsit altă metodă, fiindcă la noi creditele bancare sunt foarte scumpe. Sau poate cineva apropiat era bolnav și era nevoie de o sumă mare de bani ca să-l salveze. Cert e că de viață bună niciun om nu-și vinde un rinichi. Iar autoritățile poate vor începe a se gândi la oameni, nu doar la cum să se mențină la putere, pentru a mulge și mai mult din acest popor. O altă confirmare că autoritățile nu se gândesc la cetățeni este ceea ce s-a întâmplat recent la Cimișlia. Câteva tone de ceapă au fost aruncate la gunoi. ProTV Chișinău a publicat imagini cum localnicii adună ceapă bună de consumat. Deși nu se cunoaște cine a aruncat-o, oamenii spun că un agricultor a păstrat-o până acum în frigider și a aruncat-o probabil fiindcă nu a putut să o vândă. Dar chiar aș produs-o el, tot nu poți.
Totuși, îmi pare straniu că omul, în loc să aleagă să facă un bine, gen să le propună localnicilor să aleagă ceapa bună de cea alterată și să o arunce doar pe cea rea, a ales să ducă totul la groapa de gunoi. Un fel de nici mie, nici altora. Dar aceasta e încă o dovadă că la noi nici agricultura nu merge bine. Oamenii investesc bani în prelucrarea terenului, investesc timp, muncesc toată primăvara și vara, consumă energie deoarece păstrează legumele în frigider iarna, apoi le aruncă la groapa de gunoi. Cred că avem nevoie de instruiri zdravene ca agricultorii să poată estima corect ce produse sunt la mare căutare și să stabilească un preț adecvat, astfel ca toți să aibă de câștigat. Nu doar producătorii de legume se confruntă acum cu probleme, dar și cei de fructe. Un fermier din satul Telița, raionul Anenii Noi, invită doritorii la cireșe gratuite. Andrei Moisei are un hectar de copaci de cireșe, însă din cauza ploii, fructele au crăpat. Sunt bune de mâncat, dar nu pot fi vândute. Iată ce spune el: invităm toți doritorii să mănânce din copac, să culeagă și să ia cu ei acasă. Puteți veni vineri, sâmbătă, duminică. Avem însă o condiție: oamenii să nu rupă copacii, sunt tineri încă. Dacă nu vor veni oamenii să mănânce și să culeagă, vom lăsa cireșele pe copaci, să le mănânce păsările. Nu avem ce strânge. Andrei Moisei a spus că dacă totuși unii vor dori să culeagă și să ia acasă cireșe, vor trebui să achite 20 de lei per kilogram. Însă prețul nu este bătut în cuie. Doritorii îl pot contacta pe proprietar la acest număr de telefon. Eu zic că putem să ne împlinim și pofta de cireșe, să ne amintim de copilărie când le culegeam chiar noi, dar și să ajutăm un pic agricultorul care a investit bani și timp în livada sa, dar ploaia i-a distrus toată munca. Așa că haideți, oameni buni, la cireșe! 2 luni a luat unui președinte de raion să obțină un apartament de serviciu. RISE Moldova a realizat o investigație și a stabilit că locuința a fost cumpărată în timp record, iar reparația capitală, mai scumpă decât prețul apartamentului, a durat nicio săptămână. Vasile Secrieru, președintele raionului Râșcani, singur și-a selectat apartamentul și tot el a contractat o firmă care să-l repare. Toate astea în lipsa unei licitații publice. Banii pentru locuința acestuia nu erau planificați, dar s-au găsit. În total, peste jumătate de milion de lei. Cea mai mare parte dintre ei au fost luați din bugetul preconizat pentru reparația unei încăperi administrative. Vasile Secrieru are 33 de ani și a ajuns președinte de raion de pe lista socialiștilor la alegerile din 2019. Acesta nu este membru al partidului, dar a lucrat ca asistent al deputatului socialist Vladimir Mizdrenko. Evident că apartamentul a fost modificat până la cel mai mic detaliu. Ferestrele, ușile și caloriferele au fost înlocuite. S-a făcut podea caldă, s-a investit la tavan și la tencuiala de pe pereți. De aici reiese că unii își doresc să ajungă președinți de raion nu pentru ca să rezolve problemele cetățenilor, dar pentru ca să-și rezolve problemele personale. Când jurnaliștii l-au sunat pe Secrieru și l-au întrebat doar despre fereastra de 12.000 de lei pusă la balcon, acela le-a răspuns cam așa: vreți dumneavoastră să trăiți acolo? Trăiți dumneavoastră. Oare de ce s-o fi aprins așa de tare alesul local? Eu admit că din cauza că toată această treabă cu apartamentul este tare murdară și nu-i place că jurnaliștii au descoperit schema lui. Apropo, Vasile Secrieru este unul dintre politicienii care au participat la deschiderea fastuoasă a unui liceu școlar, unde au tăiat chiar și panglica. Bună realizare, nu-i așa? Vă amintiți, da? Cei care s-au vaccinat anterior la maratonul universitar cu vaccinurile Sinopharm și Pfizer trebuie să facă rapelul, adică să primească a doua doză de vaccin. Astfel, următorul maraton de vaccinare va avea loc în zilele de 12 și 13 iunie, sâmbătă de la ora 8 până la 21 și duminică de la ora 8 până la 18. Persoanele sunt așteptate cu buletinul de identitate și certificatul de vaccinare primit la imunizare. Deci așa, vor fi organizate 10 fluxuri de imunizare. 6 vor funcționa în Complexul Sociocultural Universitar de pe strada Nicolae Testemețanu 25 pentru persoanele programate la rapel cu Pfizer. Alte 4 fluxuri vor funcționa în incinta blocului didactic numărul 1 Leonid Coboleanski de pe strada Nicolae Testemețanu 27. 3 dintre acestea vor fi organizate pentru cei care nu s-au programat pentru rapelul cu Pfizer și unul pentru Sinopharm, cu sau fără programare. La prima etapă a maratonului universitar de imunizare, de la student la student, desfășurat în perioada 21-23 mai, au fost imunizați 4.068 de oameni. Al treilea maraton va fi organizat pentru efectuarea rapelului cu vaccinul AstraZeneca, la mijlocul lunii iulie.
Am vorbit despre tipurile de vaccin anti-COVID-19 și conținutul acestora cu domnul Alexei Ceban, coordonatorul programului de imunizări la Agenția Națională de Sănătate Publică. Ia ascultați și voi ce a spus. Sunt foarte multe întrebări referitor la componentele vaccinului și tipurile de vaccin COVID-19. Avem câteva tipuri de vaccin COVID-19 și printre primele care au fost dezvoltate sunt cele pe bază de ARN mesager, și anume, deci acest vaccin are în sine un singur scop, de a preveni boala COVID-19 printr-o deci structură genetică care este înglobată într-o capsulă lipidic sau o grăsime care este introdusă odată în organism și elaborează deci țepușele virusului SARS-CoV-2, cel care îl știm noi, deci cu multe țepuși, se formează deci aceste țepușe, proteine. Ulterior, formându-se aceste proteine, organismul nostru răspunde cu un răspuns imun adecvat și se formează anticorpii sau soldăței, cum îi spunem noi. Ulterior, aceștia rămân în memoria imună, astfel că la următoarea întâlnire cu virusul SARS-CoV-2 ne va proteja. Din vaccinurile bazate pe tehnica de ARN mesager sunt vaccinurile Pfizer-BioNTech Comirnaty și vaccinul Moderna. Nici într-un caz, deci astfel de tip de vaccin nu va aduce careva modificări genetice la nivel de organism. Avem alt tip de vaccin, vaccinul vector viral, cum ar fi vaccinurile AstraZeneca, vaccinul Johnson & Johnson, vaccinul elaborat de Institutul Gamaleya Sputnik V. Deci au la bază înglobarea acelui material genetic într-un tip de virus, se numește el adenovirus, care este uzual pentru noi, deci noi de foarte multe ori ne-am întâlnit cu acest tip de virus. Odată introdus organismului prin administrare de vaccin, deci organismul nostru răspunde la el, distrugându-l. Acest material deci dă instrucțiuni de a elabora aceleași țepușe sau proteine, astfel deci se formează anticorpii, aceștia rămân în memoria imună și la următoarea dată când ne vom întâlni cu virusul, deci va fi capabil să-l distrugă. Și ultimul tip de vaccin este vaccinul inactivat sau cea prin metoda tradițională, adică un virus este inactivat complet pentru ca el să nu se poată replica în organismul uman, astfel că introdus în organism, deci anticorpii noștri îl recunosc, îl distrug și rămân în memorie, astfel că la următoarea dată, deci iarăși ne va proteja prin distrugerea virusului în viața reală. Din tipurile de vaccin inactivat sunt vaccinurile Sinopharm și Sinovac, care sunt la noi în Republica Moldova. Toate tipurile de vaccin sunt sigure și eficiente. Ele au un singur scop, de a preveni boala COVID-19. Nu ne temem să ne vaccinăm, deci îndemnăm pe fiecare să plece la vaccinare, la îndemnul medicului de familie sau prin programarea online vaccinare.gov.md. Și ne primim cele două doze de vaccin și doar în cazul vaccinului Johnson & Johnson o singură doză. Toate vaccinurile care sunt la noi în țară, deci oferă o protecție de 100% împotriva formelor grave și deces. De asemenea, acestea provoacă și imunitate împotriva formelor asimptomatice și simptomatice. Deci ne previne boala COVID-19 propriu-zis. Durata de protecție este una de mai lungă durată decât cea post-infecțioasă. Apropo, Dodon a promis că dacă blocul lui cu Voronin va trece cu succes de alegeri, el ar putea discuta cu cei de la Kremlin ca Moldova să producă vaccinul rusesc Sputnik V. Moldova.org a publicat o analiză făcută cu ajutorul expertei Ala Tokarciuk, în care e subliniat că producerea unui vaccin are mai multe etape și e mult mai complexă. De la zero, când toate componentele sunt livrate într-o țară unde să fie produs vaccinul, apoi el este turnat din vrac în flaconașe sau seringi, după care urmează etapa când e ambalat și marcat și doar apoi poate fi distribuit și aplicat. Experta a spus clar că Moldova nu are tehnologii pentru a produce vaccinul de la zero, dar ar putea fi implicată în procesul de distribuire a vaccinului din vrac în flaconașe și lipirea etichetelor. Însă și aici sunt necesare condiții de păstrare termică a produsului final și nu cunoaște dacă laboratoarele sau instituțiile medicale private dețin astfel de tehnologii.
iar cele de stat nu au niciun fel de producție farmaceutică. Reiese că Igor Dodon a mai spus o minciună gogonată pe care ne-o vinde ca o promisiune electorală. O leacă președinte, o leacă doctor, acum mai este și o leacă farmacist. Dar numai o leacă, deoarece nici nu s-a obosit să afle dacă avem tehnologiile necesare. Omul ne crede într-atât de proști încât speră să înghițim și această gogoașă? Ucraina a găsit cum să-i mai reamintească Rusiei că insula Crimeea a fost anexată ilegal și că teritoriile separatiste din Donbas și Lugansk sunt considerate ucrainene. Echipa de fotbal ucraineană va avea un echipament deosebit pentru turneul de fotbal Euro 2020. Vă reamintesc că turneul trebuia să aibă loc anul trecut, dar a fost amânat din cauza situației pandemice. Pe echipamentul sportiv al fotbaliștilor apare conturul Ucrainei, care include Crimeea anexată de ruși în 2014, dar și teritoriile separatiste. De asemenea, pe maiou mai figurează și sloganul Slava Ucraina, Geroem Slava, adică glorie Ucrainei, glorie eroilor. Acest slogan face parte dintr-un cântec prin care se mobilizau ucrainenii în 2014, când l-au înlăturat de la putere pe președintele Victor Ianucovici, care era o slugă a lui Vladimir Putin. Avem și noi astfel de politicieni, foarte fideli puterii de la Kremlin, care tare se tem că iată pierd puterea și sunt gata să recurgă la orice, numai să se mai mențină un pic în fotolii. Ne-ar trebui ceva mai mult curaj, așa cum au ucrainenii, ca să opunem rezistența influenței de la Moscova și să mergem pe calea pe care ne-o dorim noi, nu pe care ne-o trimite Putin și cei care îl slujesc. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a semnat o lege prin care înăsprește sancțiunile pentru persoanele care participă la manifestații neautorizate și vor fi acuzate de extremism. Potrivit noii legislații, participarea la mai mult de două proteste neautorizate se pedepsește cu 3 ani de închisoare. Adică dacă un om vrea să se expună împotriva regimului dictatorial, el este băgat la dubă. Noile pedepse sunt introduse cică pentru combaterea extremismului. Pentru participarea la activități considerate extremiste de către regim sau promovarea unor astfel de acțiuni, pedeapsa va fi de 6 ani de închisoare. O persoană acuzată de finanțarea unor astfel de activități riscă 5 ani de închisoare. Vă imaginați așa ceva? Acum apare întrebarea, dar care activități sunt considerate extremiste de regimul lui Lukashenko? Potrivit publicației independente Tutbai, definiția extremismului în noua lege este largă și nu se știe exact despre ce fel de activități este vorba. Probabil Lukashenko îi va numi extremiști pe toți cei care vor îndrăzni să-l critique, într-o formă sau alta. Acest dictator a luat-o pe o cale foarte periculoasă și cu siguranță nu va sfârși bine. Iată de exemplu, în Rusia, acuzațiile de extremism sunt utilizate pentru urmărirea atât a organizațiilor de opoziție, cum ar fi cea a lui Navalny, cât și împotriva grupurilor ultranaționaliste sau a mișcărilor religioase. Apoi ce? Cine mai vrea în Moldova un lider precum Lukashenko sau Putin? Nu vă place că puteți scrie și spune liber ce gândiți despre Maia Sandu, Igor Dodon sau Vladimir Voronin? Vreți să fiți urmăriți penal pentru felul cum gândiți? Eu zic totuși că în democrație e un pic mai bine. De pe 11 iunie intrăm în campanie electorală oficial. Eu vă îndemn să urmăriți cu atenție acțiunile concurenților și să nu vă lăsați manipulați de povești cu războaie sau homosexuali. Când vin la voi politicieni care au fost la putere să vă ceară din nou votul, întrebați-i direct de ce n-au făcut până acum ceea ce promit și de această dată. Eu sunt Dorin Galben și vă îndemn să mă urmăriți și pe Instagram. Acolo vorbesc zilnic despre subiecte de actualitate. Aveți grijă de voi, verificați și analizați bine toate informațiile pe care le auziți și nu uitați că un om bine informat este un om greu de manipulat.